Dragii mei, bun venit la ce altceva decât ora de anime. E ora de anime și urmează să ne uităm o oră, aproape o oră, poate mai puțin de oră. Depinde cât și cum funcționează la ce urmează sezonul viitor. Asta înseamnă că săptămâna viitoare absolut ne uităm, hopa, la ce urmează. Ce a fost sezonul ăsta, right? Adică facem review. Hai să verific aici că s-aude muzica, e bun. Și bun venit, dragilor, da, bun venit, mă bucur să vă am alături. Am și deschis aici, atât mai trebuie să deschid telefonul cu chatul ca să țin un ochi pe ce ziceți voi. Și ui, așa se ajunge iar la un final de sezon, de sezon, da, ajungem la încă un final de sezon de anime, spoilere, de pe acum legat de iarna asta, dar, așa vă zic, review-ul a început cu note de 6, deci, din punctul meu de vedere, dezamăgitor, anyway, multe dintre ele sunt dezamăgitoare și o să vorbim săptămâna viitoare, vineri, de ce-s dezamăgitoare toate alea. Și după aia luăm o pauză, revenim cu primele impresii, cu animeul sezonului de iarnă, cu primele impresii și știri și așa mai departe. Că, a fost un sezon mai scurt de iarnă, sezonul ăsta. Episod și ca streamuri, din păcate cu probleme tehnice ce și așa mai departe, but din punctul meu de vedere se trage de chestii încurajatoare, de la faptul că avem acum un setup mai stabil unde nu se mai întrerupe chestii, un laptop unde au fost reparat cam tot, o trebuie reparat cam tot. Și o să fie, eu zic, un an mai chill de acum încolo când e vorba de chestiile astea, în sensul de probabil o să avem mai multe streamuri, o să facem mai multe chestii. Deja cam am în cap ce aș vrea să fac sezonul următor de ora de anime de primăvară, unde aș vrea să facem o draie de chestii. Da, vedem și acolo cum rămâne cu Germania, pentru că o să plec vreo o săptămână jumate în Germania și e posibil după să de Paște să fiu plecat altundeva. O să fie o chestie de asta mai complicată în perioada aia de sfârșit de aprilie, început de mai. În rest n-am ce să vă zic așa update-uri decât facem cum putem, dar nu ne stresăm tare mult, right? Că asta e ideea. Până la urmă, dacă te stresezi, nu-i bine. Bun, sper că aveți și voi listele voastre deschise de animeuri, de anilist, mai animelist, carnețele ce aveți, pentru că urmează să ne uităm fain frumos la tot ce urmează să fie în sezonul ăsta de primăvară 2024. Bineînțeles, unele, cum e Sandland, încep deja din martie. But ideea e că oricum încep din martie 20, adică peste 5 zile, deci ar avea doar 2 episoade înainte, plus sunt anime-uri precum Ninja Kamui, care numai acum sunt la episodul 6-7 sau, sunt alte anime-uri care o să termine mai târziu decât mai devreme. Bă, din câte știu, a ieșit deja penultimul episod de Frieren, care, oh my god, ce bun e anime-ul ăla, să-mi bag piciorul. Și, o să fie foarte interesant de văzut ce votați voi anul acesta. Right, în sensul de de iarna asta, în sensul de nu pare că a fost nimic nou sau nimic atât de exciting încât să fie comunitatea foarte hype,
bă, ai văzut anime-ul X și Y? Pentru că nu am văzut opiniile astea și nu am văzut lucrurile astea, sau... sunt foarte curios. Scuze, just distras Discord-ul atenția cu... Justin, care foarte curajos scrie că... Nu știu, unele opinii par ignorante, n-o să mint, dar ok. Dar dacă voi credeți că e wild ce se întâmplă în Oshinoko, să credeți asta. Erau asta după ce, din câte am înțeles ultimul capitol, cei doi frați se sărută. So, that's fantastic. Că, yeah, bă, yeah. Am zis că trebuie neapărat, cum îi zice, să... Când am văzut ce scrie Iustian, zic că nu mă pot, că îi zicea, abține să nu citesc o asemenea opinie, you know, că în teorie nu greșește, pentru că, you know, sunt anime-uri mai spicy de atâta, dar cred că ideea oamenilor e că, bă, e un anime atât de fucking mainstream și really, you got debated să te uiți la un anime cu incest și să zici că e unul dintre cele mai bune anime sau manga-uri ever? Like, come on. Cred că la aia se referă, știi. Anyway, noi avem o primăvară, right, de anime-uri de văzut. So, hai să facem asta, să nu mai stăm să tragem de timp. So, începem cu ce începe un pic mai devreme, cu Sandland. Ăsta îl băgăm la listă, la plan to watch, because of course o să fie din primăvară, dar iese cu 6 episoade. Sandland e foarte, foarte curajos. Și sunt curios ce urmează peste 5 zile, având în vedere, obviously, faptul că a murit Akira Toriyama la începutul lunii și... Na, but yeah, foarte, foarte interesant din punctul meu de vedere. Uite aici câte are, zici că e și, mă așteptam să aibă, cum îi zice, voice acting roles, dar nu are. Bine, uite aici câte a făcut omul meu, but yeah. Sunt foarte, foarte curios de ce o să fie și ce o să întâmple și săptămâna viitoare cu un nou capitol din Dragon Ball Super. Că mă aștept să se anunțe ceva. Bun, da, despre asta am mai vorbit noi pe episodul trecut de SRL. So, uitați-vă la ala, you know, dacă mai vreți să mă auziți să vorbesc despre Akira Toriyama și Dragon Ball și așa mai departe. Bun. După care avem Astronaut, la care ne uităm, e Urusei Yatsura X Maison Ikoku, adică sunt două idei de al lui Rumiko Takahashi, puse într-un context nou și, obviously, că o să fie foarte interesant de urmărit toată seria asta, să vedem cât de bună o să fie sau nu, dar pare absolut fucking ridicolă, pare foarte, foarte interesantă. Și ar putea să fie o surpriză plăcută. Eu sper să fie o surpriză plăcută, că let's face it, cine dracu vrea să vadă niște anime-uri nașpa? Nu cred că toată lumea vrea să vadă anime-uri nașpa, but, you know, e posibil să ai dreptate, Luca, și 2024 în general să fie un an mai slab, sau cel puțin momentan se simte ca un an mai slab comparat cu iarna trecută, cu anul trecut. Pentru că anul trecut am avut o draie de hype, am avut o draie de chestii care erau foarte anticipate și acum avem mai nimic, să zic așa, care e anticipat anul ăsta, în afară de probabil curiozitatea oamenilor legat de sezonul 3 din One Punch Man. Like, nu cred că există un alt anime really din 2024, din câte știu eu, care să aibă mai mult interes. Hai să vedem fie așa, right? Ce-i confirma pe ăsta. Că din toate astea o să mai fie niște normies care o să fie curioși de
Fairy Tail, eu de-abia aștept să văd Suicide Squad, sincer să vă zic, dar ai preferința mea. În rest, Tower of God, probabil fanii originali, care probabil mai mult mai puțin, și at most câțiva normiți noi care o să fie. Oh, nu, 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 că o să fie cel mai bun, cea mai bună chestie, right? Dar rest, niciun din animeurile astea nu pare atât de excepțional încât lumea să fie vai de capul meu, de-abia aștept să le văd, right? Și astea de aici, multe nu-s numai anunțate, nu-s neapărat confirmate că ies anul ăsta, cum e al doilea sezon de Oshinoko, încă nu știm. Poate să fie amânat foarte bine pe anul viitor. Anono Hako ăsta știm că este anul ăsta, but, you know, o să fie interesant. But again, dintre toate astea, I guess, numai One Punch Man are chestia de woo! Și-s curios dacă o să se trezească vreodată ăștia de la Boruto, iar fanii să zică, ai cel mai genial fucking anime, right? Sau, na, că în rest momentan nu cred că la lume le pasă tare mult de Blue Lock până nu iasă filmul cu Nagi. Dan, iar ar fi unul, dar ăla nu cred că o să fie tare multă chestie până nu, you know, nu iasă un episod și lumea o să uite și o să fie, oh my god! Iar sunt curios dacă Dragon Ball chiar o să iasă anul ăsta cu Daima sau nu. Fate nu cred că le pasă la lume, Fire Force în afară de mie nu știu dacă le pasă. Pe lume, Kumetsu no Anata, eu vă zic de pe acum că nu o să mă uit la al treilea sezon, dacă de slab a fost al doilea. Sunt multe animeuri de astea care aici și nu știu, like, just, asta e opinia mea, sunt multe care sunt, sau sunt curios dacă o să prindă vreunul aici care să fie super mega hype din toate astea la, pe care le vedem. Oh my god, what the fuck is this și de ce are așa detalii la picior? This is a fetish anime în pula mea. Yeah, nu, că nu văd oamenii, just momentan nu văd oamenii foarte hype pentru chestii neapărat, right? Când e vorba de ce urmează în 2024. Mă surprinde că primim al doilea sezon de Sabiku Nobisco, like, just, ne-am grăbit așa în primul sezon ca să mai primul sezon, what the fuck? But yeah, nu văd ceva aici care să fie neapărat outstanding, unde să pot zice, bă, lumea de-abia așteaptă, right? Pentru că nu prea este, like, nu văd, sunt chestii care sunt așa mai de nișă, mai de ăsta, dar nimic mai mult. Honestly, și sunt foarte curios iar când o să iasă ultimul sezon de Beastars, like, that's gonna be big, honestly. Că dacă ne uităm așa, 2024 în teorie nu-i rău, dar parcă lipsește ceva care să-l facă spicy cu adevărat. Kimi ni Todoke după atâția în sezonul 3. Oh my god! Că ar trebui să revă primele două sezoane, sincer. But yeah, ziceți-mi voi, like, ce vă face să fiți hype pentru 2024, like, ce anime o să fiți, woo, bă, de-abia aștept, că mai sunt 3 sezoane de animeuri și nu văd oamenii să discute cum discutau despre anumite animeuri de anul trecut, că stai să vezi, dar stai să vezi. Aici, anul trecut am avut Oshinoko, am avut Chainsaw Man, am avut și anul ăsta nu pare neapărat să avem that quintessential anime nou care să zică lumea, bă, fii atent.
right? Pentru că multe... multe probabil o să fie bune, dar o să fie bune după ce ies, gen... A, la aia mă refer, nu văd aici neapărat ceva care în toată lista asta... Oh my god, Versailles Nobara, un nou film în 2024, ai doamne, care să fie, știi, că avem, cum îi zice, în teorie, anime-uri bine cunoscute de la One Punch Man, Kimi no Todoke, care pentru fani mai vechi, right, avem, cum îi zice, Fate, deci avem anime-uri Dragon Ball, Beastar, avem chestii cu renume, dar nu văd să fie chestia de oh my god, right? Uzumaki e de 3 ani în pula mea, tot e amânat, so, în teorie ar fi trebuit să iasă deja, dar, you know, tot la mână, deci hype-ul pentru ăla s-a dus pe pulă după primii 2 ani, nu știu câte lume le mai pasă de Shield Hero, și așa, so, sunt multe aici animeuri a căror hype nu prea mai există, right? Că nu cred că le pasă la tare multă lume să vină sățurile de cât de bun a fost primul sezon de Jikoku Raku, zic că de-abia aștept sezonul 2, right? Sau căcaturi de genul. Că nu oamenii, eu cel puțin, nu prea îi văd. So de-aia v-am întrebat pe voi, cum zice, să văd la ce de ce vă pasă, de ce urmează anul ăsta, pentru că eu nu văd ceva ce să pese la tare multă lume de ce vine anul ăsta, right? Pentru că eu personal sunt foarte curios de o drag de chestii ce ies anul ăsta și sunt hyped, mai ales dacă ar fi cumva să iasă Fire Force sezonul 3, sunt foarte curios de Fate Strange Fake, la vă zic că o să mă uit, pentru că episodul ăla care a ieșit a fost foarte bun. Like, sunt unele chestii aici de care sunt foarte, foarte curios, unele continuări, unele noi, cum e Dandadan, dar unde e hype-ul pentru Boruto, nu? Nimic de, vai de-abia aștept penultima parte de Bleach, vai de-abia aștept X sau Y, nu e chestia asta tare mult, cel puțin din punctul meu de vedere, la tot ce văd legat de 2024. So, ba mie îmi pasă de părerea voastră. Nu e adevărat că nu îmi pasă de părerea voastră. But, e o mică diferență între să vă aud părerea, să vă ascult părerea, să vă înțeleg părerea și să fiu de acord cu voi. Right? Like... Nu trebuie să fiu de acord cu voi, n-am de ce să fiu de acord. Dacă tu crezi că ca eu să vreau să știu părerea sau să fiu de acord cu tine, păi atunci sunt două chestii fundamental greșite acolo, de aia nu ne putem înțelege, right? Că, you know, yeah, again, na, păi asta zic, Bing, like, aia ziceam și eu mai înainte, nu? Probabil o să fie multe bune anul ăsta, dar o să fie numai după ce le vedem sau când ies primele episoade. Dar nu, țin minte, anul trecut noi vorbeam despre Oshinoko, vorbeam despre Chainsaw Man că iese, vorbeam despre X și Y că iese, Jigoku Raku că iese, vorbeam despre ăla că iese, vorbeam despre ăsta că iese și... Era niște hype pentru niște animeuri. Anul ăsta nu avem chestia asta. E lipsă totală de chestia asta. Și în sezonul de iarnă, și în sezonul de primăvară probabil o să fie la fel, și în sezonul de vară, de toamnă, probabil o să fie la fel. Lumea o să fie curioasă, dar nu o să fie, cred eu, dacă nu se anunță ceva surprize, ceva foarte hyped up, right? Ceva unde, cum îi zice, comunitatea anime să fie buzzing. Că ai auzit că vezi că în afară de, cum îi zice, surpriza care a fost cu One Punch Man, nu cred că lumea e foarte hype pentru, cum îi zice, Kaiju Number 8, care urmează să iasă în sezonul ăsta de primăvară, right? Sau de Bartender, sau de Code Geass,
care iar urmează să iasă sezonul ăsta următor. Like, sunt foarte, foarte ăsta. Sunt, deci, again, exact, asta e, sunt o draie de anime-uri care probabil o să fie foarte bune, dar nu au apelul ăla general pentru toată lumea, știi? La asta mă refer, cred eu. Nu știu dacă e My Hero Academia 2, că nu, n-am văzut My Hero Academia în primul rând. Dar să zic, nu pare să avem neapărat un blockbuster, știi, anime-ul ăla care să fie tulai pulă, că iasă anime-ul ăsta, știi, și care să dea lumea pe spate. Ceea ce e foarte, foarte interesant pentru un an după 2022, după 2023, să avem un an de la unde să fie, ok, știi ce? Facem ceva mai chill, facem niște chestii mai interesante poate și facem, cum îi zice, niște chestii deja consacrate, right? Pentru că sunt multe, multe continuări aici, pentru că și Bartender, care e al doilea anime, da, suntem 25 minute aici și de-abia la al treilea anime, de fapt, suntem după Sandman, Bartender a mai avut adaptări, gen... Asta nu-i singura adaptare la Bartender. Like, are asta care urmează să iasă cu Kamino Glass și mai are una care a ieșit în 2006. Gen, nu-i prima dată când avem Bartenderul de anime, right? Numai ăsta e un complete remake, right? Și o să mă uit la el, am vorbit despre el și la SRL. Dar aia zic, sunt multe care sunt consacrate deja, de manga o Bartender știam de ceva vreme, eram curios, dar n-am avut niciodată curajul, având în vedere că e 167 de capitole, să-l bag în listă, să mă apuc să îl citesc, dar am auzit de el, mi s-a fost recomandat când aveam perioada aia cu 10 ani de citeam manga-uri în prostie, îmi era recomandat, right? Dar n-am avut niciodată tendința aia să îl citesc. Da, aia zic, o mai avut o adaptare. Deci nu la primul rodeo, practic. Dar și aia e o chestie interesantă, să ai un battle shonen, da, cu adulți, right? Trecem peste Blue Archive, pentru că lolis cu pistole și, honestly, nu-i pentru mine, dacă e pentru tine, bing, bravo ție, dar nu-i pentru mine. Uite, Boku no Hero Academia, My Hero Aka are al 7-lea sezon, posibil printre ultimile, dacă nu mă înșel, că urmează să se termine și manga-ul, Yay! Ba, înseamnă că trebuie să-l pun. Nu se poate să nu-l pun la cel mai prost. Îți dai seama, la finalul primăverii, Blue Archive de Animation o să fie la cel mai prost anime al sezonului. Și probabil la cel mai prost anime al anului. Mă bucur pentru tine, Tavi. După care, Bokyaku Battery, I couldn't give a shit. Honestly, e manga, e sport și de la MAPPA, pentru că de ce să nu aibă și studio MAPPA un anime de genul, right? Which is fine, numai, again, e studio MAPPA cu câte un anime pe sezon, poate două, și nu mă încântă tare mult, că nu pare să fie un anime foarte, foarte interesant, right? Stați așa că am uitat să mai fac o chestie. Am uitat să vă întreb cu ce părere aveți voi de câte animeuri o să-mi bag eu în listă. Stați așa să mă duc aici la ăsta să vă dau drumul la predicție. Uite-te că așa am avut-o și ăsta. Până în 10, până în 20, până în 30, până în 40, aveți 10 minute să... Nu, hai, 5, aveți 5 minute să votați
cu lista voastră și la final ce câștigă primește ăsta. Vreau să vă zic că avem 3 în listă momentan, Sandland, Astro World și Bartender, so, you know, suntem la 7 animeuri din câte o să fie în lista asta. Puteți vota cu predicția voastră. Bun. Exact, la pară îi se bagă animeului fericit de Date Live, favorit și fericit de Date Live sezonul 5. Posterou trăiește o viață liniștită și cinstită. But trailerul părea ok pentru animeul ăsta. Da, deja și ăsta e un gen de fucking animeuri, că e un gen de fucking animeuri în genul de isekai. But părea ok. Gen părea ok. Nu părea, cum îi zice, să fie foarte ofensiv. Clar că tipul o să aibă un harem de 5 tipe, pentru că uită-te aici în poză, right? Vedem clar că tipul are în poză 5 tipe. Deci e un harem anime, dacă n-are harem o să fiu foarte ăsta. Dar văd că o scos haremul de aici, putui lași ce putui în gură de lași. Vezi? Cum să ascund acum animeurile, mă? Ei scot chestiile astea. The banished former hero lives as he pleases. Just... Nu mai iau coaie, mă, studiourile anime. Nu mai iau coaie să pună despre ce e animeul acolo în ăsta. Scrie, mă, harem, comedy. Unde-s alea? Unde-s harem și comedy de acolo? Unde e harem? Unde scrie? În ce gen? De ce nu-i harem ca gen aici? Ce nesimțire, mă? Efectiv, ce nesimțire. Exact, 2024, ni. Vorbind de reboot-uri, Girls Band Cry, care e Boci de Rock, numai CG3D, deci e mai rău și la care eu nu o să mă uit. Că I couldn't give a shit pentru un alt anime care să fie CG3D, cu idols și cu chestii genul. I don't care. Ăsta e făcut de dragul că Boci de Rock e popular. I couldn't give a shit. Merem mai departe la o poveste wholesome de dragoste. Hananoi kun tokoi no yamai, a condition called love în engleză, sau I'm addicted to you, but nu e... Nu aia zice că Hananoi kun e numele tipului, to și koi no yamai, deci, you know, is addicted la de dragostea lui Hananoi kun sau ceva de genul. Bun, vezi, Hananoi Saki e tipul. E un romance, e un school romance, poate să fie bun, poate să fie clișeic, dar e un romance, so yay, romance. Temă școală, because of course, demographic shoujo, uite un fucking shoujo. Bun, nice, very nice, mă bucur să vedem shoujo! Woo! Poveste legată de dragoste. Bun, după care avem unul la care mă uit, un alt anime favorit de al lui Paradigm, Hibike Euphonium, și un anime la care nu o să mă uit, deși e trash, pentru că e High Speed Etoel, care e fucking incredibil de cringe și de... Oh, dacă ați văzut ultimul trailer împreună cu mine la SRL ieri, pe YouTube sau alalteri live Twitch, just... Anyway, la asta noi ne uităm, dar ne uităm la ăsta care pare să fie interesant. A Bowl of
Centrix, Salad Bowl of Eccentrix, pare să fie, cum ziceam, Hinamatsuri, numai că în loc de extraterestri îi un reverse isekai, so obviously sunt foarte, foarte curios de asta. Speaking of which, hai să vedem cine îi ăsta, ce am mai făcut ăsta. Ok. Am crezut că am mai făcut ceva, ceva mai ăsta, dar e ok. Anyway, mie mi se pare interesant ăsta pentru că mie mi-a plăcut tare mult Hinamatsuri, so... Dar înțeleg de ce nu v-ar plăcea poate sau de ce nu v-ar păsa, mai ales că e un comedy și e o comedie supernaturală, right? So, yeah. Bun, mergem mai departe la următoarele trei. Kimetsu no Aipiri, nu ne uităm că I couldn't give a shit legat de orice ce-i pre-chan și pre-cure și pre-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 
două par interesante. Una la mână, Jisan, Basan, Wakagairu, Grandpa and Grandma Turn Young Again, și despre doi bătrânei care se trezesc că îs tineri din nou după o viață unde au fost căsătoriți pentru mulți, mulți ani împreună. Și dacă asta nu îi wholesome as fucking fuck, eu zic că, merită văzut. Vă recomand să-l vedeți că probabil o să fie the feel-good anime of the season, adică nu o să aveți cum să vă... Nu aveți cum să nu vă simțiți bine uitându-vă la un asemenea anime sau având un asemenea anime în listă. E un twist fine, e o idee care probabil aș fi avut-o și eu să o scriu, deci tocmai de aia îmi place parcă și mai mult. Dați-i o șansă, dați-i o șansă, eu zic că se merită foarte, foarte probabil. Ăsta intră cel puțin pentru mine în listă. După care avem Mysterious Disappearances. Ăsta e un anime care s-a anunțat acum vreo 2 ani, cred că. De atunci atât avem, cum îi zice, trailere și teasere și teaser trailere și visuals, păstă visuals și așa mai departe. Și pare să fie interesant în sensul de... E edgy, îi, you know, ce îi, dar sunt curios ce vrea să facă cu asta, pentru că anime-ul ăsta poate să fie o chestie de aia de either hit or miss foarte ușor, pentru că mie dacă nu mi-i făcută povestea cu cap și nu are sens de la A la Z și scot unele chestii din cur, eu rapid mă deconectez de lucrurile astea, mai ales dacă e un trend constant de-a lungul animeului. Pentru că dacă e un trend constant, înseamnă că ăsta face chestiile astea și ne zice lucrurile astea și ne arată lucrurile astea, numai pentru că au crezut că îs cool, nu pentru că au vrut să facă o poveste care să aibă sens neapărat. Right? Pentru că pentru mine un lucru foarte important e ca povestea să aibă sens. So, you know. N-am verificat. Honestly că nu prea îmi pasă de chestiile astea, Maria. Îmi pasă să fie o poveste bună. Right? Sau măcar să fie atât de trash încât e entertaining. Speaking of trash, Kami wa game ni ueteiru sau God's Game We Play, care e un alt deathmatch, shitmatch anime. O să-i dăm o șansă, pentru că, let's face it, ăsta o să fie fucking the trash show of the season pentru mine. Personal, right? Voi poți să ziceți că poate pic anime-ul pentru voi. Întotdeauna e fain să ai un shit show
în fiecare sezon, măcar unul, right, intenționat care îl bagi în listă, right? Că dacă e cum e sezonul ăsta de iarnă, unde dai neintenționat până stă niște shit-show-uri, ai nașpa, e dezamăgire. But dacă dai peste niște shit-show-uri, dacă adaugi tu propriu, cu mâna ta un shit-show în listă, știi, te simți mai bine, te distrezi mai mult cu un anime decât să dai peste un shit-show din greșeală, să hai, te rămâi așa dezamăgit de faptul că ai dat de un shit-show. Bun, so, na, Kamiga ni Ueteiru e show-ul ăla pentru mine personal, like pentru mine personal. Josei, da. Josei, da, e foarte, foarte greu sunt animeurile Josei. Bun. După care avem Kaiju Number 8. Of course că ăsta îl băgăm în listă. Am o poză cu domnul Kaiju Number 8. E un pic mai mic decât mine, but nu contează neapărat înălțimea, contează cât e bine, dă cu pumnul. So, hai să vedem ce face Kaiju Number 8. Mai ales că, dacă nu mă înșel, primul volum din ăsta a fost printre cele mai bine vândute manga-uri când a fost lansat. Și-s curios ce face Production IG în ziua lui anului 2024 cu un Battle Shonen, right? So, eu o să mă uit la el. Nu vreau să vă încerc să vă conving or something, că n-am de ce să vă încerc să vă conving că, bă, uitați, nu. O să vă zic sezonul viitor dacă se merită sau nu. Poate nu se merită. Bun. Acum depinde. No, că depinde, right? Bun, după care avem drama asta cu Karasu wa Aruji o Rabanai sau The Crow Does Not Choose the Lord, care e prima dată în tot sezonul ăsta, bă, nu, a doua oară, că e, let's face it, Kaiju Number 8 e traducere bună și simplă, e a doua oară când avem un titlu mai complicat la care nu-i schimbă numele, nu-i schimbă sensul și nu m-al traduce pentru că e un nume foarte bun. So, îl băgăm în listă, sunt foarte curios de drama asta supernaturală. So, yeah. Bun. Dar e mai insane că Youngblood e, cum zice, în opening-ul la Kaiju Number 8. Nu numai că One Republic e asta, că și opening-ul și ending-ul îs artiști din vest, like that's wild, că am mai avut, cum îi zice, serii unde a avut fie ending-ul, fie opening-ul de la artiști din vest, dar niciodată nu prea ai văzut, sau extraordinar de rar vezi, nici nu mai amintesc ultima dată când a fost și începutul și finalul, but yeah, și începutul și finalul au fost de la artiști din vest, I fucking doubt it, la Vinland Saga, dacă nu mă înșel. Bun, yes, următoarele două îmi pasă, sar peste Konosuba, că știți că nu-mi pasă, mai ales după spin-off-ul ăla, I couldn't give a shit, but viral hit, îi, cum îi zice, Holy Land, dar varianta modernă, Doamne ajută cândva să, dacă ăsta face, o să ducă bine, Doamne ajută să primească și Holy Land adaptare, că merită Holy Land o adaptare de numa. Of course, ăsta, dacă nu mă înșel, e bazat pe un manhwa, right? Ăsta e manhwa, nu? Sau e manga? Da, e manhwa, dacă nu mă înșel, da, e manhwa, e 100% manhwa. Deci e just, e Holy Land, varianta manhwa, varianta coreană. So, na. I don't care, că nu, again, zic că anime-ul ăsta și ăsta, astea nu sunt originale. Citește Holy Land și o să vezi că e exact aceeași chestie. But, dacă ăsta primește adaptare, probabil, sper eu ca și el să primească
o adaptare că e excepțional de bun. Holy Land, dacă nu l-ați citit, să o faceți, pentru că dacă vă place Ashita no Joe, dacă vă place Viral Hit, dacă vă plac animeurile astea cu lupte, dacă vă place Bucigiri din sezonul ăsta și așa mai departe, merită citit, e excepțional de bun. Bun, după care Kimetsu no Yaiba, care of course că l-adăugăm, of course că deja am văzut primul episod la cinema, so yay, woo! Bun, hai, vă zic de pe acum că mie nu-mi place de Black Butler, nu, hai să vedem care e faza cu ăsta, nu-mi pasă de whatever this fucking is, cu Maho Kakoko, Red of Sei, sezonul 3, Chilling in Another World with Level 2, no, I am done with Chilling in Another World, like, you can chill on these nuts, că nu mă mai uit la anime-uri de genul, they're boring at this point, she just, who gives a shit. Mao Gakuin, I don't care, Mao no Orega, ăsta cu elful ne uităm, pentru că pare iar o comedie romantică drăguță, în setting de fantasy, Mushoku Tensei, știți părerea mea despre Mushoku Tensei, so, la fel și cu Oi Tombo, care e cu fucking golf, că, you know, e cu golf. War Room, Hitari Futatsu Tenshi, Tsuki, care unde îi iară harem, unde îi tag-ul de harem, așa, harem mythology. Nu ne uităm la el pentru că e cu droaie de fucking lollies and I couldn't give a shit. Neon asta animation la fel, I couldn't give a shit. Asta Okami, I couldn't give a shit. Rinkai, I couldn't give a shit. Stipe care se dau pe bicicletă, I do not care, I'm not that horny. Re-Monster, I don't know. Dar aparent e un tip reîncarnat ca monstru. So, hai să vedem care e faza, you know, ultimul anime care a fost cu Ri, mie mi-a plăcut, Re-Creator, right, Re-Life, anime-uri bune, hai să vedem dacă ăsta o să fie în trilogia aia care n-are niciun sens, trilogia aia, dacă te uiți la Re-Life, I mean, poți să faci o chestie unde ăștia din Re-Life o reușit să treacă într-o altă lume și să aducă creațiile manga-caurilor la viață și asta e, you know, viața asta, right, like, asta e cei dincolo, whatever. Anyway, Re-Monster, îi dăm o geană, că cel puțin eu sunt curios. Bun, uite, că te ziceai de Yuri, uite, e un Yuri! Sasaki Yuni Koi o Utau Whisper Me a Love Song, care și ăsta 2 ani cât primește teasers și așa mai departe. I don't know, ce știe, e foarte stran. Bun, o să-i dau o șansă, îs curios. Pentru mine, Bloom Into You, tătii numărul 1. So, hai să vedem dacă ăsta reușește să îl întreacă sau nu ca cel mai bun Yuri, right? Many Sides of Voice Act Radio, despre două tipe care se urăsc și ajung să fie best friends și ai comedia, Seiyu Radio no Uraomote, ăsta îi dăm o șansă, pare să fie un straight up. Manzai, dacă nu știți, e stand-up comedy sau e o comedie japoneză cu două persoane, right? Ai Manzai, so asta pare să fie aici, că e o chestie cu două persoane, right? So yeah, o să fie foarte interesant. După care Gogo Loser Ranger, la care trebuie, ăsta vă recomand să vă uitați iară, pentru că iar eu zic că ăsta o să fie un anime excepțional de bun, despre un tip care îi, ăsta plus animație super bună, cei de la
nu știu ce, Eurostar Pictures au făcut o treabă excepțională pentru anime-ul ăsta și sunt foarte, foarte curios să vedem acest anime. Go Go Loser Ranger, pentru că pare foarte, foarte bun și foarte altfel un pic. Bun, nu știu, ăsta e un anime făcut iară specific pentru mine, sezonul ăsta. Nu cred că vă pasă cuiva de Arken, de Shadowverse, Shingaku Mibocchan Tokuromei l-am deja la Plan to Watch, pentru că of course că l-am la Plan to Watch. De-abia aștept să văd sezonul 3, să vedem ce se întâmplă și dacă se încheie chestii sau nu. Shumatsu Train Doko e Iku, Where Does the Train Go? The Last Train Go, că asta e întrebarea, unde merge ultimul tren, sau Train to the World, End of the World, I guess. Despre patru tipe și cățelul lor care merg în tren misterios în lume. Sunt foarte, foarte curios de ce se întâmplă, care e faza cu ăsta. Animația pare foarte bună, alegorii posibil să fie, vedem dacă sunt intenționate sau nu, despre descoperirea de sine și aventură și cum se simte să devii, să intri în, să fii tânăr adult, viața de tânăr adult și adolescență și așa mai departe, și prietenie și lucruri de genul. So, sunt foarte, foarte curios ce vrea să zică acest anime și aventura prin care ne duce, că poate să zică niște chestii foarte, foarte bune și să fie surpriza sezonului din punctul ăsta de vedere. După care avem un anime la care eu zic neapărat să ne uităm, că e absolut extraordinar de fucking adorabil, Tadaima Okairi, despre un cuplu și copilul lor. E adorabil, despre dragoste, e despre familie și, bineînțeles, un pic de comentariu care, merită făcut și observații care merită făcute. Are un mesaj bun, are un vibe bun, are o draie de momente wholesome, numai în trailere te topești, e atât de adorabil anime-ul ăsta. Eu de-abia aștept să îl văd și pare să fie super, super fain. Și faptul că există un asemenea anime, eu zic că e un pas în față important și acest anime merită să existe și merită să avem anime-uri de genul în fiecare sezon, right? Pentru că, of course, we do. Bun. Da. Și asta e propagandă și în zoabe. Nu contează dacă ești gay sau lesbi sau whatever, just have kids. Fă copii, ai copii, n-ai copii, ia copii. Toată lumea cu copii. Asta e un anime făcut de Shinzo Abe după ce a murit. pentru generațiile viitoare. Bun. Reîncarnat ca un aristocrat. Îs curios și ăsta ce diferență face. Pentru că ultima vreme astea unde ăștia se reîncarnează ca și copii au fost destul de interesante și au făcut niște chestii faine. Și ăsta nu e primul cu chestia asta de appraisal. E al doilea anime de genul și sunt curios care o să fie diferența între ăsta și celălalt unde are exact aceeași putere. So yeah, bun. Așa. Bun. Exact. You kill the man, not the message. Ăsta cu m-am renăscut cu al șaptelea prinț, mi se rupe. Să mergem mai departe. Idolmaster, vă zic de pe acum, nu îmi pas deloc. La fel și ăsta cu slime. But The Fable, again, iar e un anime ca alea, cum îi zice, alea dubioase care îmi plac mie, right? Like, cum e Under Ninja, The Fable e în aceeași fucking oală, de abia aștept să văd și sper că dacă ăsta primește, să primească și frija. Te rog eu să primească și frija adaptare dacă primește asta. Dacă primește frija și Hollywood adaptare, vă zic,
le fac review și mă las de YouTube. Nu mai discutăm, nu mai nimica. Acolo mi s-a terminat cariera, s-a terminat Holy Land, anime-ul și, cum îi zice, Frieza, adaptarea Frieza la anime-ul Frieza și gata. Like, nu mai are rost să vorbesc cu voi, că nu mai am despre ce. Like, that's gonna be my peak of fucking anime ever și content ever și that's it. That's it. That just, you know, foarte, foarte bun. Mă bucur să văd că primesc adaptare asemenea manga-uri, pentru că The Fable îl am de foarte multă vreme la Plant Watch. Are 240 fucking capitole, so you know, plus are sequel și side story și right, but sunt foarte, foarte fucking curios de asta, de anime, de adaptarea asta. Please make it good, pentru că dacă o să facă bun, îți dai seama că o să primească alte mangauri similare, adaptări, care 100% merită. Again, na. Da, nu se fac niciodată adaptare la alea. Mă duc eu în Japonia și le cumpăr eu drepturile și fac eu animeurile numai ca să mă las. Bun. The New Gate. I don't care about the New Gate. Pare un edgy slop cu Life Over Death game și nu-mi pasă. Tonari no Yokai-san sau My Neighbor Totoro, numai altfel, e un anime la care o să ne uităm 100%. Pare să fie foarte interesant, pare și ăsta să aibă o draie de mesaje despre diversitate, rasă, xenofobie și alte fobii de genul, având în vedere faptul că, de exemplu, avem aici o tipă care e evrească, avem clar tot felul de posibile stereotipuri, right, mascate sub ideea asta de moștri sau cum văd unii străinii, right, care vin la ei în țară ca moștri și așa mai departe, și faptul că, bă, nu tăți sunt moștri, majoritatea nu sunt moștri deloc, right? Și tu, deși ai imaginea asta, unii probabil sunt niște persoane mai bune decât tine, right? Numai pentru că ei nu se conformează la cum, you know, ești obișnuit tu să vezi lumea, nu înseamnă că ei sunt moștri, so, de aia zic că are posibil o idee foarte, foarte bună aici. Man, come on! Știi să dai seama unele chestii dacă o să fie bune sau nu, right? Like, come on. Nu m-am născut ieri. Token Rambukai. Asta ce e? Token Rambuhanmaru. Ce era asta? Ah, ăsta nu era de la... yeah, I don't care. E bazat pe un joc cu gives a shit. Și mai ales că are sezoane. Bun. Unnamed Memory, Vampire Dormitory și Windraker. So, începem cu Unnamed Memory, care pare să fie foarte interesant și destul, se ia destul de în serios. Am vorbit, ne-am uitat la ultimul trailer pentru el la SRL. Pare destul de interesant, right? Doi, un tip și o tipă, și viața lor foarte complicată în fantasy-ul ăsta și... ei încearcă să supraviețuiască și stă fel de chestii și pare foarte, foarte interesant, pare să fie inspirat de o draie de chestii din teatru, right, a la Shakespeare și așa mai departe. Sunt foarte curios de ce o să fie. Vampire Dormitory e un otome game, well, nu e un otome, e un harem shoujo anime, right? Cross-dressing vampire, ai, cum pula mea zice la ăsta? Cu Classroom, vai că-mi scapă.
Vai, de ce îmi scapă? Stai așa. Nu. E ceva cu O. De ce? De ce nu-mi vine în minte? Vai. Ho, așa, fucking Horan. Da. Jesus, thank you. Da, Horan, Coco cu Host Club, numai că e cu vampiri și ăsta. Și cu o tipă care nu vrea să fie ăsta. Bă, de ăla-i. Curios cum o să fie. Pare să fie aceeași de just remade un pic altfel, right? Windbreaker, ălalt, cum îi zice, Battle Shonen din sezonul de primăvară. Nu știu dacă pot să pun Demon Slayer neapărat la Battle Shonen, but, you know, close enough și ăla. Despre Beșinoș! Beșinoș! Nu e adevărat, nu e adevărat pentru că avem ăla cu Viral Hit, care, dacă nu mă șel, nici acolo nu au puteri supernaturale, right? În afară de faptul că nu mor de la ce bătaie își primesc, la fel ca aici, probabil. So, sunt foarte curios de care e faza cu Beșinoșii ăștia, right? Că titlul mie nu mi se pare extraordinar de bun, mi se pare absolut pueril și fine, but yeah, bun. Nu în sensul de, da, se rezolvă problemele acolo cu bătăi, right, dar nu e o chestie de, cum îi zice, te bați cu niște chestii care omoară oameni, right, like, e o chestie mai mult de autoapărare decât de, whatever, anyway, Windbreaker, ești curios de Beșinoșii ăștia. Bun, ultimele trei sunt cam așa, Eurocamp, vă zic de pe acum că nu mă uit, că I don't care, Yozakura asta, Mission Family, I couldn't give a shit, pentru că nu pare foarte interesant și am mai văzut anime-uri de genul și ăsta nu, e prea battle shonen-y și shonen jump pentru mine și I don't care. I'm sorry, I just don't give a shit. Jellyfish can swim in the night, though. Ăsta e posibil să fie interesant. So, foarte, foarte curios de anime-ul ăsta și cât de bun o să fie. Bineînțeles, paralele cu Boci de Rock nu o să lipsească, but sunt curios de care e faza cu anime-ul ăsta. Bun, Ona, ce avem aici la Ona, Rising Impact, alt anime cu golf, Saint Seiya, ok, și John Tamakan, I couldn't give a shit. OVA, Boys Love, Shin Yaranaika, I couldn't give a shit. Filme, Blue Lock, Episode Nagi, of course că ne uităm la el, of course we will. Code Geass revine, la fel și Gintama, numai asta din câte zicea Justin e remake. Kurame Gugari nu pare interesant, Kurayuba Kaba iar nu pare interesant, cel puțin pentru mine. Iris the Movie sau I Star Iris the Movie Full Energy, I couldn't give a shit. Omureke Dear Friends pare drăguț, but again, e un spin-off, so, you know, filmul 27 din Metan Teikonan, of course că îl adăugăm, având în vedere că l-am văzut și ultimul, Look Back, iar îl adăugăm, că sunt foarte curios de care e faza cu ăsta, n-am citit încă one shot-ul, știu că pot să-l citesc gratis, but I didn't, so, na, Uma Musume, I don't give a shit, Rabbids Kingdom, I don't give a shit, Trapezium, poate interesant, și Mui Sepudiul, iar I couldn't give a shit. Aici ar mai trebui să fie Shin-chan, dar whatever. So, na,
Bien, iară, zic că ar putea să fie interesant pentru că e un anime cu idols, so... Na. Mai aștept să văd trailere, dar pe mine cel puțin nu mă încântă tare mult anime-uri cu idols, right? So, cu asta fiind zis, hai să vedem câte avem noi băgate în lista asta, că și așa predicția s-a terminat și avem 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, dragilor, 27, adică, you know, până în 30. Da, uite, ați ghicit bine de data asta, până în 30. E interesant, e interesant că ați ghicit tot exactamente perfect. But yeah, voi câte aveți în listă? Da, 30 fix cu filme. N-am trecut. Voi câte aveți în listă? Sunt curios să-mi ziceți aici în chat. Dacă știți pe YouTube în comentarii, știți deja asta. Și de ce sunteți cel mai hype? Pentru din toată lista asta care e aici, pentru ce sunteți cel mai hype? Well, stai, 28 cu Sandman, că și Sandman trebuie băgat acolo. Pentru mine e greu un pic, adică în afară de Sandman care e curios, hai să-l văd că e Sandman, așa să fiu hype properly. În afară de Kimetsu no Yaiba, Viral Hit și poate ăsta cu Sentai, cu Gogo Loser Ranger, alea trei ar fi alea care sunt cel mai kind of hype pentru. Restul sunt foarte curios de noi, Shumatsu, Train Doko, Iku. Că, of course, Tadaima Okairi, care știu și The Fable. Astea sunt foarte curios. Ăsta cu Tonari no Yokai știu că o să fie bun. There's no fucking doubt about it. Like, n-am niciun dubiu. Și restul, cum e Unnamed Memory, cum e Yoru wa Kurokage și Windbreaker și, cum îi zice, Kaiju Number 8. Poate să fie hit or miss, foarte simplu, poate să fie foarte bune sau poate să fie nu, right? Și restul is just a shot in the dark, like, vedem dacă o să fie bune sau nu. Like, nu îmi fac neapărat speranțe extraordinar de mari pentru restul, dar sper că cel puțin, cum îi zice, ăsta cu Jisan Basanto, Basan Wakagaeru, să fie bun, sper să fie bun, pe cât mă aștept să fie de bun, că, you know, e cu doi bătrâni care o să devină tineri, Re-Monster sper să fie iară bun, și Shinigami Bocchan din alea din care se continuă, care iar vreau să fie bun și curios încotro o să meargă cu restul poveștii, right? So, Cam astea speranțele mele, nu știu bine să îți zic. Să vedem că, again, încep maxim 3 anime-uri că pare mid. Again, foarte posibil să fie mid, again, nu zic că nu, dar... Să știți că îs anime-uri aici cu foarte mare potențial, deci dacă o să mă auziți la primele impresii că uitați-vă neapărat în pula mea la Fable, că ce dracu faceți, să știți că eu cam îmi dau seama după primul episod, în general e rar când trebuie să stau așa on the fence să-mi dau seama dacă ceva o să fie bun sau nu,
Sen, ăsta cu Go-Go Power, Loser Ranger iar la fel, so viral hit la fel, so îs câteva care sunt foarte foarte curios cum o să iasă și ce vor să facă, right? Că mă aștept la ăsta cu Karasuwa Arugi o Era Banai, ori să fie foarte interesant, ori să fie o dezamăgire plictisitoare. So, sunele de aia unde sunt foarte aprehensive așa, adică nu vreau neapărat să-mi pun speranțele în ele, right? Bine, asta e analiza mea de om profesional cu câte anime-uri am acum? Stai așa, tu l-ai pulă. Am 972, îmi trebuie 28 să termin, hai să vedem dacă terminăm 28 sezonul ăsta. În teorie ar trebui să terminăm, aici îs câte, 36, da, 36, ar trebui, stai să văd, care se continuă și sezonul viitor, este unul care, Detective Conan, Dungeon Meshi, alias două, Captain Tsubasa, cred, da, și ăla se continuă sezonul viitor, și atât. Deci o să rămân la final de sezon cu 3 din 36, adică o să trec de 1000 de animeuri. Oficial o să trec de 1000 de animeuri la sfârșitul acestui sezon. Right? Bine, plus, cum zice, Ninja Kamui, right? Că și ăla se continuă în sezonul viitor, dacă nu mă șer. Da, pentru că, bine, se continuă pentru câteva episoade. Anyway, putea, astea au fost, dragilor, da, după sezonul ăsta 100% facem 1000. Altele nu sunt, vă mulțumesc tare mult că ați fost oră și 7 minute și 8 minute cu mine, până ieșim, până facem outro, right? Eu am fost Raul, un alt fan anime care vorbește prea mult despre anime, să aveți un weekend plăcut. Eu o să am un weekend plăcut, mergem la aer proaspăt weekendul ăsta, mergem să ne distrăm un pic și yeah, ne vedem data viitoare, nu știu dacă luni, unless vreau să fac un stream specific luni, ne vedem vineri, cel mai târziu săptămâna viitoare vineri, vedem, bun, eu am fost Raul, dragilor, să aveți o seară faină și pe data viitoare, pa, pa! Iar dacă te uiți pe YouTube, dă click pe unul din cele două videouri de pe ecran, unul special și specific ales pentru tine, celălalt e cel mai nou video sau podcast. Like, share, subscribe și apasă belul ăla de notificație. Eu am fost Raul, un alt fan anime care vorbește cam mult despre anime. Ne vedem data viitoare. Pa, pa, pa.